Federația Română de Hand-to-Hand Fighting, în colaborare cu Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor și Asociația Comunelor din România, a organizat sâmbătă aceasta un eveniment sportiv numit Cupa Balcanică la Hand-to-Hand. Evenimentul a avut loc la sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin. În acest sfârșit de săptămână, sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin a devenit gazda unei acțiuni sportive de promovare a Federației Balcanice de Hand-to-Hand, o competiție cu fete și băieți, ceea ce înseamnă că acest sport atrage și fetele. Acțiunea de astăzi este de a promova Federația Balcanică de Hand-to-Hand, care s-a format împreună cu 4 state, Federația Sârbă, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina, Croația. Ne-am întâlnit astăzi să mai dezmulțim copiii după sărbători, să fim pregătiți pentru anul care urmează competițional 2024. Va fi un an foarte plin, cu multe competiții interne și internaționale. Dorința arzătoare a copiilor de a practica în continuare sportul hand-to-hand și a-și dezvolta capacitățile respective. Totodată la eveniment, alături de președintele Federației Române de Hand-to-Hand Fighting, Dan Neagu, a fost și președintele Federației Sârbe de Hand-to-Hand Fighting, Stevan Bucatare. Suntem aici deoarece ne dorim ca pe viitor să creăm și noi o federație hand-to-hand la noi în țară, în Serbia. Am venit să vedem competiția de asemenea ce etape trebuie să urmăm în povestea de hand-to-hand a federației noastre. Am vorbit cu Bogdan despre acest lucru, cum să-l implementăm, iar acesta este doar începutul. Portul a fost mereu susținut de autoritățile locale și județene, care îi sprijină pe tine pentru viața activă și spre performanțe. Copiii pot începe de la vârsta de 4 ani, deci nu este niciun impediment dacă vin să se antreneze, pentru că este o luptă corp la corp, așa cum spunea și domnul președinte Bogdan Neagu, este o luptă corp la corp, deci se elimină elementele care sunt periculoase pentru lovituri și atunci este bine pentru de la vârsta de 4 ani să vină la antrenamente. În același timp se pregătește și partea psihică și partea fizică a copilului. Cât de important este un sport pentru oameni? Eu am mai spus-o de nenumărate ori, practic de vreo 30 de ani, și le spun mereu de ce sportul, deci este, cum se spune în latină, mens sana in corpore sana, deci minte sănătoasă în corp sănătos. Nu contează vârsta, are mari maestri ai mei care fac arte marțiale până la vârsta de 80 ceva de ani. Întrebat un mare maestru de-al nostru, la vârsta de 84 de ani, câți ani, a spus că nu știe, că nu s-a uitat doar în oglindă, să uite, nu știe vârsta care are. Și de asta în drum pe această cale, toate persoanele, indiferent de vârstă, să vină să practice sportul. Indiferent care este, că este artă marțială, că este o disciplină sportivă, să vină să se pregătească. Hand-to-hand, o nouă artă marțială în ascensiune în peste 60 de țări, capătă rădăcini și în Mehedinți. Aici, desfășurându-se Cupa României, unde sportivii au demonstrat că acest sport poate fi practicat de la 4 ani până la 50 de ani, datorită probelor pe care le are. Proba self-defense poate fi practicată ca o metodă de autoapărare și fitness și peste 50 de ani. Astăzi ne-am adunat pentru a încerca să promovăm în rândul tinerilor, dar și în rândul adulților, sportul, împreună cu Federația Română de Hand-to-Hand Fighting. Practic, în cadrul federației, noi promovăm artele marțiale în general, promovăm educația, am adus împreună mai multe categorii de sporturi de luptă, respectiv judo, chiar și jiu-jitsu brazilian, kickboxing, toate în ideea de a-i face pe copii să înțeleagă că este foarte bine să practice sportul. Practicând sportul, obținem o sănătate mai bună. Recent m-am mutat de la Timișoara la Drobeta Turnu Severin și am deschis un club de jiu-jitsu brazilian. Asta înseamnă, practic, lupta la sol, da? Și este posibilitatea de autoapărare. De la ce vârstă poate să înceapă copiii un astfel de sport? O, este foarte bine să înceapă de la o vârstă cât mai fragedă, aș putea să spun 4-5 ani, mai precis de la vârsta în care ei sunt capabili să asculte ce se dictează în sală și ce se cere. Stilurile de luptă ale competiției au fost hand-to-hand fighting, light contact și self-defense. Fac parte din Federația Română de Hand-to-Hand, sunt în comisia de arbitri, mă numesc Mirica Iulian și sunt și antrenor la Falk Slatina. Competiția de astăzi este o competiție în cadrul federației, în cadrul calendarului Federației Române de Hand-to-Hand, dar sunt, spre surprinderea mea, sunt mai puțin sportiv, că este deja după vacanța de iarnă, după sărbători, și copiii de-abia au acumulat forța fizică în cantonamente și acum sunt într-o perioadă de acomodare cu școala. Și dar federația este, a ținut și campionat mondial la Constanța, campionat mondial de juniori, are scopul ca să deja să
aducă cât mai mulți sportivi din toate ramurile, că ăsta e un sport comun, deci să pot practica acest sport foști sau sportivi care fac și judo, că sunt tehnici de judo, tehnici de lupte, tehnici de karate și plus pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt procedee de autoapărare. Deja au început să vină foarte multe fete care zic eu că le benefic, foarte benefic în viață, plus cei care vor să urmeze cursurile unei structuri militare, cred că ăsta este un sport foarte bun. Cupa Balcanică la hand-to-hand sport a reunit în municipiul Drobeta Turnu Severin sportivi care au venit să-și îmbunătățească palmaresul sportiv și să-și verifice nivelul de pregătire înainte de începerea calendarului competițional. Eu practic mai mult self-defense de vreo 2 ani din cadrul școlii pentru penitenciare, pentru polițiști de penitenciare. Acolo m-am înscris la federația respectivă pentru că au un acord, pot să zic, între ei. Și am avut un profesor care este tot în cadrul acestei federații. În schimb, eu am practicat alt sport. Am făcut box și kickbox de mic copil, sportiv de mic, dar acest sport de vreo 2, maxim 3 ani. Cum ai descoperit pasiunea pentru sport? Majoritatea din familia mea au fost sportivi. Tata a fost boxer, verișoara mea a făcut karate foarte mult timp, a fost campioană, tata campion. În handbal, la fel, am un unchi care a fost campion. Deci să înțelegem că este o moștenire de familie. Da, mare parte da. Practic MMA și de vreo 9-10 luni și am descoperit pasiunea asta prin a mă uita pe la competiții și am vrut să încerc și eu acel sport. Mi s-a părut interesant. Unde vrei să ajungi prin acest sport? Cât mai sus, cât mai mare. Te numești și ce vârstă ai? Mă numesc Bejan Cosmin și am 12 ani. De cât timp practici tu acest sport? De 6 ani. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru asta? Prima oară am fost la un sport de karate și apoi am descoperit acest club și am decis să vin aici. Ce sport practici în acest moment? Kickboxing. Și cine te-a îndrumat pe tine spre kickboxing? Constantin Mitroi. Unde vrei să ajungi prin acest sport? Vreau să ajung la un nivel mult mai mare decât sunt acum și aș vrea să ajung în gala Guvernului și a Ministerului Tineretului și Sportului. Sportul a fost mereu susținut atât de către autoritățile locale și cele județene, fiind conștienți de importanța acestuia în dezvoltarea tinerilor.